venit și la tinerii cei mai mari și îi mulțumesc pentru slujirea dumneavoastră și zic a Domnului să o binecuvinteze. Sora Natalia, aș vrea să pun o întrebare, nu știu de ce te duci în țară. Eu am crezut că rămâi aici pentru totdeauna. Zic a Domnul să te binecuvinteze și să vii căderea tine. Nu știu cum, Dumnezeu știe cum împletește lucrurile și cum le aranjează, dar, sincer să fiu, m-aș bucura să vii, să stai aici cu noi și să slujim împreună Domnului. Amin? Domnul să te binecuvinteze. Marți am înțeles că va pleca în România. Ne vom ruga în rugăciunea de la urmă ca Dumnezeu să o păzească, să o protească și la plecare, și la ședere, și la întoarcere. Amin? Și apoi te rog ca să notezi salutul bisericii noastre, sau nu știu, poate fratele Iosif, e mai bine să trimită fratele Iosif, din a doua epistola lui Ioan, cred că versetul al treilea, da, a doua epistola lui Ioan, versetul al treilea, să-l duci acolo în biserica de unde faci parte, nu știu, la biserica din Sâmbătea, Domnul să te binecuvinteze și pe frații de acolo să-l duci acest salut. Am fost sâmbătă la o soră din biserică, la sora Maria Blaga, am fost la acolo unde este și ne-a povestit mult de biserica din Sâmbăten. Ne-a povestit mult de biserica din Sâmbăten. Și zic ca Domnul să vă binecuvinteze acolo pe și păstorul și pe cei care slujesc. Așa cum am spus, te așteptăm din nou în mijlocul nostru. Amin. La rugăciunea de la sfârșit ne vom ruga pentru dumneavoastră. Apoi, aș vrea ca în continuare tinerii să-L auze pe Dumnezeu cu o cântare. În urmă, corul de fete va lăuda pe Dumnezeu cu o cântare și în urmă încă o dată orchestră. Domnul să-i binecuvinteze pe toți tinerii care slujesc, mi-aduc aminte până să pregătește fratele Dorin cu tinerii. Vreau să vă spun, mi-aduc aminte când am venit prima dată în Canada și noi aveam grupă de tineri. Dar știți cum eram? Eram între 30 și 40 de tineri, dar toți între 18 și 24 de ani. Și toți băieți. Ăștia erau tineri. Și zicând, zicea, cântă tinerii, ieșea cam toată biserica, că ăștia eram. Și rămâneau vreo 3-4 familii în sală. Acum tinerii s-au schimbat, că sunt mai tineri. Sunt și copii printre ei. Hai, frate Dorin, te rog frumos, hai. Și zic, ca Domnul să-i binecuvinteze pe copiii noștri, eu mă lau, să știți oriunde mă duc. Mă lau cu tinerii noștri și spun, biserica noastră este plină de tineri și slujba în biserica noastră o face tineri. Și mai mă lau cu ceva. Aș vrea aici tinerii să nu mă dezamăgească. Spun că tinerii noștri sunt cei mai ascultători și ascultă și de părinți și de cei mai bătrâni. Și Domnul să-i binecuvinteze. Amin? Tine. Să te întâlnesc, să te privesc.
Thank you.